Preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Îngăduiți-mi, dragii mei, să vă mai rețin atenția pentru câteva minute lângă cuvântul care a fost citit. Am să încep prin a vă spune că, după părerea mea, asta este cea mai frumoasă dintre pildele rostite de Domnul Iisus. Pildele rostite de Domnul au fost cele mai frumoase pilde rostite vreodată pe pământ, iar dintre pildele Lui, aceasta cred că este cea mai frumoasă. Chiar și aceia care contestă caracterul dumnezeiesc al Scripturii, recunosc că pilda aceasta este o capodoperă, o perlă a literaturii. Eu privesc ca pe o realizare literară, dar sunt nevoit să-i recunoască frumusețea. În cele 475 de cuvinte ale pildei acesteia, Mântuitorul Iisus exprimă extraordinar de multe adevăruri și învățături. Negreșit, pilda aceasta a fost rostită ca un răspuns la provocarea care a fost adusă Mântuitorului. Veneau la el fariseii, veneau la el vameșii și păcătoși și se apropiau ca să-l asculte, pentru că simțeau că el vorbește cu dragoste. Dar acest lucru a făcut pe farisei și pe cărturari să cârtească și să bage de vină, să zică, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și Domnul Iisus a uitat la oamenii aceștia religioși și a încercat, prin intermediul celor trei pilde, să-i ajute să schimbe felul de a gândi și să ajungă la nivelul acela în care să gândească și ei așa cum gândește Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că problema aceasta eu am remarcat-o și în zilele noastre. Există oameni religioși care împlinesc cu mare strictețe o grămadă de rânduieli, dar care nu se pot bucura de lucrurile de care Dumnezeu se bucură, ci se simt iritați și deranjați de ele. Când am înțeles acest lucru, m-am rugat și am zis, Doamne, nu mă lăsa să fiu vreodată deranjat sau iritat de vreunul din lucrurile care ție-ți produc plăcere. Pentru că lucrul acesta s-ar întoarce împotriva mea. Dar în seara aceasta este un program al tinerilor și aș vrea, cu precădere, în scurte cuvinte, să mă îndrept către ei. Aș vrea să le spun tinerilor despre, să le vorbesc în seara aceasta pe scurt despre lecții învățate la școala vieții. Când spun școală aici, nu mă refer la instituțiile acestea sociale care ar trebui să ne învețe pe tineri matematică și fizică și chimie și alte lucruri de felul acesta. Când spun școala vieții, mă refer la experiențele vieții prin care trecem. Și am să vă spun că, în principiu, există două școli ale vieții. Foarte simplu, tinerilor, voi puteți să învățați foarte multe lucruri din experiențele altora, din sfaturile părinților, din predicile care se rostesc în locul acesta, din cărțile bune pe care le aveți la îndemână și le puteți citi, din predicile pe care le ascultați de pe CD-uri, de pe internet, de mai știu eu unde. Și toate acestea se pot constitui într-o școală care să vă modeleze ca viitori oameni de nădejde. Sau puteți învăța într-o altă școală a vieții care se cheamă Școala Experiențelor Personale. În România noi aveam o vorbă care spunea cam așa. Lasă-l, dacă nu vrea să învețe de vorbă bună, lasă-l să învețe pe pielea lui. Sau câte un părinte zicea, lasă-l că dacă nu ascultă, o să dea el cu capul. Tatăl acesta, din pilda Domnului Iisus, atunci când fiul său a venit la el cu această cerere, fiul cel mai tânăr a venit cu această cerere, ar fi avut toate motivele să se simtă jignit. În cultura evreiască, tatăl, atâta vreme cât trăia, era el proprietarul averii și administratorul ei. Numai atunci când motive de sănătate îl împiedicau să se ocupe el însuși de gestionarea averii, numai într-o asemenea situație el decidea să împartă averia. Cartea de Deuteronomul veți găsi modul în care trebuia împărțit averia.
Fiul întâi născut primea o parte dublă în raport cu partea fraților săi. În cazul de față, averea ar fi trebuit să se împartă la aproape la moartea tatălui în trei părți egale. Două treimi se revină fiului mai mare și o treime fiului mai mic. În felul acesta, cel mai mare avea de două ori cât fratele mai mic. Dar băiatul acesta mai tânăr a zis: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Dacă tatăl ar fi fost un om cu un caracter dur, i-ar fi spus: dar până la urmă nu ți se cuvine nimic, că tot ceea ce este aici este din truda mâinilor mele. Încă trăiesc, încă mă pot ocupa de lucrurile acestea, nu am să-ți dau deocamdată nimic. Rămâi așa cum ești, mă ocup eu de nevoile tale. Dar tatăl a înțeles că fiul acesta al lui este un tânăr rebel, l-a văzut probabil și în alte împrejurări ale vieții și a știut că dacă tânărul acesta va învăța vreodată ceva, va învăța pe calea cea mai dură, pe calea experiențelor sau dând cu capul. Tatăl a știut că a argumenta cu tânărul acesta nu duce la nimic bun. Și atunci când el a cerut partea care îi se cuvenea, tatăl a împărțit așa cum era rânduit în legea evreiască, i-a dat partea lui. Dacă tânărul acesta ar fi fost măcar un pic înțelept, acea parte pe care a primit-o ar fi investit-o, ar fi făcut cu ea ceva care să îi aducă pe viitor o anumită stabilitate financiară sau materială. Dar visul lui era cu totul altfel și visul lui a fost sădit în inima lui, în bugetul lui, probabil de discuții cu prieteni care l-au sfătuit rău, așa după cum s-a spus. Că el n-a fost niciodată plecat în țara aceea depărtată, ca să știe cum e acolo. Alții au vorbit despre ea. Și aș vrea să vă spun că una dintre cele mai frustrante experiențe pentru un părinte este ca după ce tu l-ai învățat pe copilul tău ceea ce este bine și drept și ai vrut să faci din el om, să vină niște haimanale, că nu le pot numi altfel, și să bage în capul copilului tău idei de nu te mai poți înțelege cu el. Și într-o bună zi, fără să-i pese de ce simte tatăl, fiul ăsta tânăr își adună toate lucrurile, probabil că le transformă în bani, că nu era obișnuit să care bagaje cu el, le transformă în bani sau în aur și pleacă în țara aceea îndepărtată. Eu v-am avut de gând să vorbesc despre fericire din țara fără rânduiel și fratele Mircea încă așteaptă predica aceea. O să vină poate și vremea aceea. În școala vieții prin care tânărul acesta trece, până când ajunge să-și vină în fire, el învață câteva lecții deosebite. O să amintesc foarte pe scurt câteva dintre ele. Prima lecție pe care el o învață în ordinea programei școlare de acolo este că vorbă de pe la noi, iarăși, nu-i mult să nu se termine și puțin să nu se ajungă. Este un proverb din bătrâni, proverbul acesta. Prima parte este un avertisment, partea a doua este o încurajare. Un avertisment pentru cei ce cred că bogăția pentru totdeauna ține și partea a doua a acestei zicători din bătrâni este o încurajare pentru cei